Emisiune oferită de Cotnari. Bună seara, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Top Sport. Astăzi vom aborda două subiecte. În prima parte a emisiunii vom vorbi despre arbitrajul ieșean, dar și cel românesc. Vedem că István Kovács a prins un loc la Cupa Mondială de Fotbal, chiar dacă echipa națională a României nu mai reușește acest lucru, măcar prin arbitraj ajungem acolo. În partea a doua a emisiunii vom discuta despre echipa de fotbal Politehnica Iași. Invitatul emisiunii de astăzi este membru în comitetul director de la clubul din Copou, Vlad Ciobanu. Bine ai revenit la noi! Mulțumesc, Cezar, pentru invitație. Bine te-am regăsit. Vești bune pentru arbitrajul românesc. Am văzut o prestație excelentă în Champions League a lui István Kovács. Iată că a prins și un loc acum pentru Cupa Mondială. Dar și un arbitru din Vaslui, Tușier, e un lucru bun. Ținând cont că noi n-am mai ajuns acolo de ani de zile. Într-adevăr, sunt vești foarte bune pentru arbitrajul românesc. Într-adevăr, și faptul că un coleg de-al nostru din Moldova, să spunem, face parte din brigada lui István Kovács pentru campionatul mondial este cu atât mai îmbucurător. Probabil că dacă Ovidiu Hațegan nu ar fi avut acele probleme de sănătate, un alt arbitru, să spunem, de top, Sebastian Gheorghe din Suceava, probabil că ar fi avut ocazia să fie în brigada lui Ovidiu la campionatul mondial, pentru că trebuie să recunoaștem favorit era Ovidiu Hațegan cu siguranță să facă parte din lotul arbitrilor pentru campionatul mondial, însă iată că șansa până la urmă s-a arătat favorabilă lui Kovács și avem din nou o brigadă românească la campionatul mondial, chiar dacă sigur echipa României nu mai reușește astfel de performanțe nici la nivel european, ca să nu mai vorbim de campionatele mondiale. Până la urmă, pentru arbitrii români este, să spunem, o recunoaștere la nivel european a faptului că prestațiile lor pe parcursul ultimilor ani au fost permanent pe un trend ascendent, pentru că și Ovidiu Hațegan și István Kovács acum recent au ajuns în grupa arbitrilor de elită. Deci, practic, avem doi arbitri în elit categorii, ceea ce înseamnă destul de mult pentru arbitrajul românesc. Cred că ultimul arbitru care a făcut parte din această categorie, cred că a fost Crăciunescu, dacă nu greșesc. Și el a fost și ultimul care a obținut performanțe notabile la nivel european. Altfel, și din spate, cu siguranță că mai vin alți arbitri tineri care au acces de curând pe lista arbitrilor internaționali și se pare că va exista o continuitate din acest punct de vedere, pentru că apare și Feșnic, a apărut și Feșnic, este și Barbu și mai sunt și alți arbitri tineri, Chivulete, mai mult sau mai puțin contestați în campionatul intern, pe bună dreptate sau nu, însă toți colegii mei pe plan internațional reușesc să aibă prestații apreciate de observatorii UEFA și atunci lucrurile se leagă cu promovarea lor în categoriile arbitrilor internaționali și iată că această recunoaștere a unei brigăzi la campionatul mondial a venit și asta nu poate să se reprezinte decât un factor motivațional suplimentar pentru toți cei care practică arbitrajul încă de la cele mai, să spunem, mici categorii sau de la simpli cursanți în ideea de a deveni arbitru de fotbal, poate să-i motiveze acest fapt că arbitrii români vor oficia la un campionat mondial în curând. Dar știi ce frapează? Faptul că
În Liga 1 vedem o altă prestație și am văzut alte prestații ale lui Ișvan Covaci și în Champions League mi s-a părut senzațională prestația lui și faptul că a lăsat jocul liber, a lăsat avantaj. În Liga 1 prea fragmentat fotbalul și fluieră la fiecare pala de vânt, ca să zic așa. În Champions League și-a arătat cu adevărat valoarea. De ce atât de mare diferența de stil și de abordare? Nu e o diferență de stil. Explicația este foarte simplu. Hai să găsim în campionatul românesc două echipe de valoare al Manchester City și Real Madrid. Și atunci o să avem arbitraje așa cum s-a întâmplat la semifinale de Champions League. Deci asta e diferența de valoare. Nu putem acuza toate echipele din Liga 1 că nu joacă curat. Într-adevăr, sunt echipe care practică un fotbal mai murdar, dar sunt echipe care își văd de joc, efectiv. Și... Absolut. Și prestațiile arbitrilor sunt cu siguranță la un nivel foarte ridicat. Dar eu nu am făcut această comparație ca să acuz cumva vreo echipă din România. Ci pur și simplu este un lucru clar, pragmatic, că diferența de valoare între enorm, uriaș, echipele noastre... Să ne gândim doar campioana noastră CFR Cluj din ultimii 5 ani nu a intrat în grupele Champions League de foarte multă vreme, iar Covaci a arbitrat până la urmă o semifinală de Champions League. Unde, într-adevăr, a avut două sau trei decizii foarte, foarte importante, luate bine, fără sistemul VAR. Ceea ce, bineînțeles, i-au crescut foarte mult cota și prestația lui a fost apreciată. Însă, cu siguranță că pe plan internațional un alt avantaj pe care l-au arbitrii este folosirea sistemului VAR, care ia foarte mult din presiunea aceea a deciziilor pe moment. Da. A deciziilor importante, pentru că pe parcursul unui meci sunt probabil 3-4 momente cheie, maxim, să spunem 4 momente cheie în meciuri foarte dificile, unde atenția arbitrului și concentrarea, sau arbitrilor, că poate fi vorba și de arbitrii asistenți, trebuie să fie maxime și într-o fracțiune de secundă să ia cea mai bună decizie. Pe de altă parte, pe plan internațional, și eu văd lucrurile astea, le simt la futsal și la noi, e aceeași poveste, în campionatul intern sunt meciurile mult mai greu de arbitrat decât ceea ce arbitrăm afară. Și care e explicația? Și la nivel de analiză, după meci, cu instructorii și observatorii internaționali, în momentul în care apar situații la limită, să spunem, sau, eu știu, faze discutabile, în momentul în care arbitrul este foarte bine poziționat, nu există, să spunem, o greșeală clară, evidentă, pe care o vede toată lumea, întotdeauna arbitru primește credit din partea observatorului. Deci, întotdeauna analiza se face mai mult asupra poziționării arbitrului, asupra, să spunem, a distanței unde era față de ceea ce s-a întâmplat pe teren și dacă lucrurile astea converg și el din poziția lui a văzut exact ceea ce s-a întâmplat și, repet, dacă este o situație discutabilă, primește credit permanent. Ori la noi am văzut că sunt analizate lucrurile, ne uităm de 7000 de ori pe o fază, pe o reluare, ca să putem să ne dăm sau nu seama dacă s-a întâmplat sau dacă s-a comis o abatere sau nu, sau ceea ce s-a întâmplat acolo. Și cred că discuțiile astea atât de amănunțite asupra unor situații de arbitraj nu fac decât rău și fotbalului, dar și fenomenului arbitraj pe ansamblu, pentru că se mută discuția de la ceea ce ar trebui să fie, eu știu, o chestie tehnico-tactică despre evoluția echipelor, despre, eu știu, deciziile antrenorilor, despre deciziile managerilor, staff-urilor, execuții tehnice ale jucătorilor, se mută totul spre zona asta de arbitraj, unde, după părerea mea, este enorm de exagerat ca după un meci de fotbal să discuți 10 situații de arbitraj. Este enorm. Adică discutăm un simplu cartonaș galben sau discutăm despre acordarea eronată a unei lovituri libere sau sunt lucruri care efectiv nu fac bine fotbalului. Odată cu implementarea VAR, bănuiesc că nu se vor elimina total astfel de discuții. Bineînțeles că VAR-ul va elimina o bună parte dintre erorile care mai apar. Total nu, și vedem că se întâmplă situații și în campionatele din Europa, unde de 3-4 ani deja s-a implementat și se folosește sistemul VAR. Ne gândim că noi totuși suntem la început, ne folosim de experiența lor, dar
și arbitrii noștri au trecut acum printr-un curs de, eu știu, de mai bine de un an, în care au învățat să folosească acest sistem. Cu siguranță că vor exista discuții și oamenii, și va mai dura ceva vreme până când și oficialii vor învăța ce se poate, să spunem, revedea pe acest sistem VAR, pentru că nu orice situație trebuie și poate să fie revăzută. Sunt anumite categorii de abateri care pot să intre sub incidența VAR și aici e vorba de eliminarea unui jucător, de acordarea eronată sau neacordarea unei lovituri de pedeapsă. De exemplu, dacă un arbitru a acordat două cartonașe galbene și nu a eliminat jucătorul la fel, este o situație pe care VAR-ul intervine și îl atenționează pe arbitru. Sunt acele poziții de situații de offside, de unde se înscrie un gol, și aici la pozițiile de offside o să apară ceva modificări, pentru că în momentul în care este o situație la limită, arbitrii asistenți trebuie să lase faza să se consume și să meargă până la capăt și apoi să ia o decizie care va fi revăzută sau deci nu toate pe situațiile VAR de offside vor fi bineînțeles analizate. Nu. Deci sunt anumite lucruri care vor fi analizate prin prisma sistemului video și de asta spun că va mai dura ceva timp până și oamenii, adică cei care privesc, dar și cei care participă la joc vor învăța exact cum se folosește acest sistem și îl vor înțelege, și probabil că încă jumătate de an, un an, vor mai apărea discuții. Cu siguranță că ele ar trebui să fie din ce în ce mai puține. Și arbitrilor ar trebui să li se ia o parte din presiunea aceasta pe care o au înainte de fiecare joc, din dorința de a nu face greșeli. Tocmai se întâmplă ca de multe ori să greșești și fără să existe nici cea mai mică urmă de intenție, pentru că să înțelegem că o decizie importantă se ia într-o singură fracțiune de secundă, iar apoi noi trebuie să stăm și să ne uităm pe mai multe monitoare sau să vedem acea fază din mai multe unghiuri la care arbitru nu are acces, ca să putem să luăm cea mai corectă decizie. La voi, la fut, sau cum este? Momentan se arbitrează fără sistem video. Da, nu sunt atâtea scandaluri ca în fotbalul român. Nu, dar și aici sunt presiuni destul de mari și apar tot felul de discuții, mai ales înaintea jocurilor, să spunem, foarte, foarte importante, cum este, eu știu, calificarea într-un Final Four de Cupa României, Final Four-ul propriu-zis, finala Cupei României, meciurile din semifinalele de campionat, din finalele campionatului, pentru că la futsal finala campionatului se dispută după principiul cel mai bun din 5 jocuri. De exemplu, la finala din acest an, dintre Galați și Deva, au fost 4 jocuri. Bineînțeles că au apărut discuții și despre arbitraj și despre foarte multe lucruri, s-au făcut tot felul de speculații. Au fost discuții. Cine apar, sunt inerente. În orice campionat bănuiesc că apar astfel de discuții și sunt situații, eu știu, discutabile cu privire la arbitraj. Și la sală s-a încercat la ultimul campionat european, cred că și la un Final Four de Champions League, s-a arbitrat cu acest sistem video. Aici la futsal se mănânc mai mult cu ceea ce se întâmplă la handball, unde pe parcursul unei reprize antrenorii sau un oficial desemnat avea dreptul să solicite o reluare a unei situații din joc, da, respectând aceleași criterii ca la teren mare, adică nu orice fază putea fi revizuită, ci doar anumite situații de joc. Odată pe repriză puteau să solicite această analiză video, unde arbitru venea exact așa cum se întâmplă la fotbal, în fața unui monitor, primea de la colegii lui din camera de asistență reluările și reluările din cele mai bune unghiuri și atunci se lua o decizie. Însă, ca principiu,
ceea ce se întâmplă și la, și la fotbal, în momentul în care, să spunem că există o decizie greșită a arbitrului și este chemat din, din camera VAR, în 95% din cazuri acea decizie va fi întoarsă de arbitru, pentru că altfel VAR-ul, care poate să revizuiască foarte repede o anumită situație, nu intervine decât dacă există o greșeală din partea arbitrului și ea este vizibilă și clară, astfel încât să poată să fie reparată. Să discutăm puțin și despre arbitraj. Ieșan, ești președintele Comisiei de Arbitraj din județ. La ce nivel se află momentul de față? Știu că erau progrese importante, mulți copii promovați, încă suntem destule delegări. Da, încă suntem într-o zonă, să spunem, de ascendență a arbitrajului în județ. Practic, acum 10 ani, când am preluat comisia de arbitri, ca număr de arbitri divizionari, județul Iași era undeva pe locul 35-36 din totalul județelor din România. Acum suntem pe locul 3. Deci asta înseamnă destul de mult. Avem 21 de arbitri divizionari la Iași, asta însemnând de la Liga 3-a și mai sus. Avem un arbitru asistent la Liga 1, pe Adrian Vornicu, l-avem pe Vlad Baban, arbitru care face parte acum dintr-un program de monitorizare pentru arbitrii la Liga 1 și tot ce a arbitrat anul ăsta, inclusiv acele două jocuri la Liga 1 la care a fost delegat la Botoșani și la Clinceni, a primit note bune din partea observatorilor și asta înseamnă că în vară sunt șanse foarte, foarte mari ca să mai completăm încă un ieșean lotul arbitrilor de Liga 1, adică să-l avem și pe Vlad acolo. Avem patru arbitri monitorizați de la nivelul Ligii a 3-a spre nivelul Ligii a 2-a. Unul dintre ei este chiar cel mai tânăr arbitru din țară, de la Liga a 3-a, aflat într-un program de monitorizare, ceea ce ar însemna pentru noi un fapt extraordinar să reușim să-l aducem, eu știu, într-o jumătate de an, un an, la nivelul Ligii a 2-a, pentru că ar avea perspective foarte bune pentru viitor, inclusiv o accedere pe lista arbitrilor internaționali, 3, 4, 5 ani după aia mai departe. Avem doi asistenți foarte buni, care sper ca tot așa în jumătate de an, un an, să reușim să ajungem la nivelul Ligii a doua și să creăm măcar o brigadă completă de arbitri ieșeni la nivelul Ligii a doua, pentru că în ultimii ani ne-au lipsit aceste lucruri și contează foarte mult puterea exemplului pentru tinerii arbitri care încep o carieră în arbitraj să vadă că se poate și că există colegi de-ai lor care fac performanță la acest nivel și ei ar putea să aibă același traseu în câțiva ani, pentru că la nivel național arbitrajul românesc se confruntă cu, să spunem, o criză destul de severă de resursă umană, pentru că pandemia a afectat foarte mult această activitate, cel puțin la nivel județean, și noi am pierdut foarte mulți arbitri la Iași, pentru că acești 2 ani în care nu prea s-au disputat competiții sportive sau în acești 2 ani tineri arbitrii sau arbitrii sau oamenii care făceau și arbitraj au trebuit să se reorienteze ca să obțină alte surse de venit și atunci au abandonat această activitate care, să spunem, la primele niveluri nu pornește ca un job, ci pornește ca o pasiune care aduce și ceva bani și pe măsură ce reușești să crești în valoare și în categoriile de arbitraj să devină poate un al doilea job, dar niciodată nu va deveni o chestie care să se îndrepte spre profesionism la noi sau nu încă la acest moment, deși la Liga 1 sunt ceva discuții cu privire la aceste lucruri, însă cred eu că în următorii 2-3 ani nu se vor putea concretiza. Câți arbitri sunt acum la Iași? Deci noi avem încă în jur de 200 de arbitri la nivel de județ. Am avut undeva aproape de 240 la un moment dat. Până a venit pandemia, nu? Da, la sfârșitul anului trecut scăzusem destul de bine sub 200, însă am reușit să finalizăm la începutul acestui an un curs de formare de arbitri și am mai adus încă 35 de arbitri noi, fapt care ne-a adus din nou ca număr de arbitri aproape de 200. Este un număr suficient, să spunem, să putem asigura la nivel de județ tot ceea ce este nevoie pentru campionatul Ligii a 4-a, Liga a 5-a și tot ce mai apar alte competiții.
inclusiv cele de copii și juniori, unde în ultimii ani au apărut foarte multe școli de fotbal, mini-academii care se ocupă cu să spunem, antrenatul copiilor. În fine, e un fel de... tot așa, la copii pornește ca o pasiune, nu poate să pornească ca altceva. Și bineînțeles că și acolo, fiind echipele sau cluburile afiliate la Asociația Județeană de Fotbal, asigurăm săptămânal arbitri, iar sâmbăta, de exemplu, sunt foarte multe jocuri și uneori ne confruntăm chiar și cu probleme în a asigura necesarul de arbitri, pentru că sâmbătă sunt și jocuri de Liga a 3-a, Liga a 2-a, foarte multe competiții, și atunci avem permanent nevoie de a face aceste cursuri de arbitri ca să putem asigura numărul total. Probabil că în toamnă vom reîncepe un al doilea curs din acest an și sperăm să mai aducem încă 20-30 de tineri noi care să îmbrățișeze această carieră de arbitru, pentru că noi, chiar dacă am avut acum 30-35 de arbitri, ei într-o jumătate de an, un an, se mai selectează, nu rămân chiar toți. Unii descoperă că nu le place, alții, eu știu, se reorientează spre alte activități. Mulți dintre ei sunt tineri studenți sau chiar elevi și viața îi îndreaptă apoi spre alte, eu știu, județe, orașe din țară, sau o activitate profesională care se desfășoară în alt județ, și atunci ei pleacă și rămânem din ce în ce mai puțini. Însă avem, pe lângă toate acestea, avantajul că reușim să mai culegem din toate celelalte județe ale Moldovei tineri care vin să studieze și o parte se îndreaptă spre arbitraj. Îți propun să continuăm discuția după o pauză de publicitate.